Da, cafeaua s-a făcut, s-a băut, s-a arătat că s-a băut. Mai rămâne ceva să ne pornim motorașele astăzi, joi, 20 și cât octombrie? 22. V-am salutat, bine am revenit aici pe canal dimineața de la 10, că e luni, că e marți, că e miercuri, că e joi, că e vineri. Ne întâlnim să discutăm subiectele, problemele arzătoare. Dar de unde arzătoare? Că azi dimineață când m-am trezit și m-am uitat pe telefon la meteo, în Cluj arăta un fulg de nea, dita mai fulgul de nea și 0 grade. Vă dați voi seama cum stați cu focurile? A? La inima aveți foc. Felicitări! Inima e mai importantă decât exteriorul. Ce să vă zic de astăzi, când ieșim, cum am pășit, cum am trecut peste prag, am pus mască pe figură. Simt că fără ea nu pot respira, n-am ce regreta că a venit iar cocoașa, valul 2, cocoașa din valul 2 și astea-s măsurile, astea-s regulile, dacă nu amendă, pac, ne ard la buzunar. Numai în termeni de ăștia despre foc discutăm. Aseară am ieșit un pic prin Parcul Mare, Parcul Central din Cluj-Napoca, am văzut câțiva cunoscuți sau câțiva necunoscuți, dar care mi-au făcut amabil cu mâna, ne-am salutat, mă, ce frumos e când n-ai mască, să-i recunoști omului trăsăturile, să-l vezi, să-i remarci zâmbetul, că doar nu grimasa. Am băut un vin cu 7 lei, a apărut vinul fier, deci clar că vine iarna. La o gheretă de asta care până acum vindea Chirtoș Colaci, a început să se vândă și vin fiert. 7 lei un păhăruț atâta de carton. Și vinul roșu. No, l-am băut cum l-am băut. Ne-am mai plimbat, ori mai alerga și copiii să-și facă kilometri necesari ca să doarmă de vreme, de unde da. Și am venit acasă și m-am tăgândit așa, trebuie mască, nu trebuie mască, chiar e necesar. E necesar, așa se spune. Domnul primar din Cluj-Napoca a făcut o declarație că ieri și-a luat nou mandat în brațe și a zis că cine poartă mască e un patriot. A purta mască e un act de patriotism. Îți pui masca pe figură și începi să cânti imnul. Trei culori cunosc pe... Nu, stai, mă scuzați. Nu, asta e Mendelssohn Bartholdy. Deci imnul, care e imnul? Deșteaptă-te române. Îl știm noi, chiar dacă îl știm, nu-l aplicăm. Nu ne lasă ăsta să-l aplicăm. Deci să folim, nu mai act de patriotism. Nu mai îi să-ți iei arma în mână și să susții fruntariile patriei. Nu mai să te înrolezi în armată și să zici orice s-ar întâmpla, apărăm această țărișoară. Nu. Acum actul de patriotism e să-ți pui o bucată de pe față. Deci dacă s-o ajuns până aici, vom fi patrioți. Deci, când vă văd azi pe stradă sau de azi înainte până ține iar acest ordin, o să duc mâna la piept și o să zic bravo patrioților, ce mască frumoasă aveți. Dar patrioții ăștia din politică, patrioții ăștia din parlament, ce ziceți de ei? Acum s-au încăierat useriștii cu peneliștii. Useriștii cu peneliștii să luptă că cine o dat voturile alea ca să iasă Florin Iordache, să iasă bine mersi, să iasă președintele Consiliului Legislativ pe viață, cu salarii de 120 de milioane pe lună. Iordache e bucuros că poartă mască. Iordache, de ce e bucuros? Pentru că nu-l vede lumea, atunci el își pune mască și poate să fie oricine. Iordache, Ciordache, poate să fie Superman, Superwoman, Batwoman, Catwoman sau chiar și Irina Login. Nu-l interesează. Banul vine, ziua trece. Altă întrebare. Și acum se ceartă între ei peneliști cu seriști. Ba voi l-ați votat, ba voi l-ați votat. Ei teoretic ar trebui să facă o alianță după alegerile parlamentare și să guverneze România. Uh-huh. Și deja se ceartă. De la un rahat de funcție, deja se ceartă între ei. Nu știu ce a ieșit rău să aude și nu cred că bine a fi. Totuși, Meleșcanu la 80 și nu știu câte de primăveri, n-a mai prins nicio listă de partid. Domnule, ăsta era prea trasist, prea ca la țară. N-a mai prins nici la liberal, nici la ALDE, nici la Pro-România, nici din colonii, nimeni, nici UDMR, nici Partida Romilor, care nimeni nu l-a mai luat pe domnul Meleșcanu. Nu știu, o să-l pună în vitrină la Parlament, acolo să-i mai vină și lui câte o pensie din când în când, lasă-l încolo. Prea trasist, prea ca la țară. Fiind cu trasismul în sânge, poate să apucă de videochat. Vă dați seama, Gilfuțu Meleșcanu vă prezintă niște poziții, blea, nici nu pot să mă gândesc, dar în schimb, cine a meritat, cine a fost activ în mandatul precedent în Senat și în Camera Deputaților, a prins iară loc pe liste. Da, nu doamna Catia Andronescu, nu a prins nimic, Carmen Dan, nici a doamna Dăncilă, nimic. Poate își fac fetele un partid. Dacă PSD-ul are șef pe Ciolacu, își fac fetele un partid. MSD, mamele din
social-democrația. Și eu și pe doamna Firea și pe Fuego și fac un partid puternic. Na, da, n-au prins, dar au prins ăștia. Stativă, știți pe stativă și cu încă unul ăia, doi de surâncăierat într-o șaurmerie. Îi știți? De pe la Vaslui. Ea când au văzut șaurmeria în București, au zis că e Taj Mahal. Uha! Da, deci ei au fost activi un mandat în Parlament și au prins iară locuri eligibile pentru un următor mandat. Au făcut scandal, cu asta s-au remarcat ei. N-am reținut legea stativă sau ordonanța stativă sau ceva, nu? Dar am reținut scandalul stativă și cu celălalt s-au bătut, s-au încăierat într-o șaurmerie că pe bază că ei nu vor să poarte mască. S-au dus să-și cumpere șaurma ui și au zis că dacă mandatul trecut s-au încăierat într-o șaurmerie, acum dorința lor sau obiectivul lor pentru următorul mandat de 4 ani este să facă scandal pe oriunde. În simigerii, în covrigării, acolo să se certe că nu-i bună gaura la covrig, în cafenele, oriunde ei merg și fac scandal, să încaiere cu lumea și așa da parlamentar, domnule, când nu le convine că e prea subțire caimacul să le sară fasolea, să le sară așa și să enerveze. Numai pe domeniul Horeca o să activeze ăștia, pe unde nu-i ok e. Și urma se duc și să ceartă ăștia, da, parlamentari. Da, cine a meritat, merită în continuare. Cine a făcut, va face în continuare. Va avea un post bine plătit și pensie mare. Că ăștia și trăiesc, domnule, nu ca noi am înreții. Da. În schimb, ce ziceți de săraci de la Tarom? 30% au zburat. Așa urmează, sau urmează, 30% din angajații Tarom urmează să zboare. Dar nu cu avionul, să zboare afară. Pun pariu că restul de 70% nu sunt mai competenți decât aia 30%, dar aia n-au pile. Aia 30% n-au pile ca aia 70%. Deci aia 70% rămân la sol cu parașutele. 30% zboară din Tarom. Și se întâmplă ceva că tot flota aia ruginită și amărită o avem, tot găurile alea în buget o să se dea, că nu. Cine mai merge cu avionul acum? Cine mai merge? Vine frigul, ne luăm săniuța și mergem cu loica, loica, ruțe, mă dusei cu o săniuță, poate ajunsei și la cru, nu la Croiela, la Cruduța. Cruduța asta se apropie de 40-50 de ani, în câte știu, sau? Nu m-au trecut de 30 și tot Cruduță. Ar trebui la 40 să se schimbe numele în buletin, un pic maturată sau măturată sau așa. A intrat în ochii Cruduța, Daniela Cruduța a intrat în ochii rapperului 50 Cent. Îl știți pe ăla, pe 50 Cent, ăla, 50 de bani din America. Eu am publicat niște poze de-a lui Cruduța, de-ale Cruduței, a publicat niște poze pe profilul lui de Facebook sau Instagram. În fine, Cruduța a aflat, ce tare, o mai băgase asta odată pe Cruduța, o mai băgase odată 50 Cent, o mai băgase odată în seamă. Și acum Cruduța a zis că să și profite. Bine mă, 50 Cent, pui poze cu mine, dar fii atent, are fata în ferentare o mașină. Fac eu un video și tu îi dai share, să-mi vând și eu mașina. Vedeți româncele? Iubitoare-s, doamne. Dacă nu profită un pic de 50 Cent, nu se poate. Nu-și găsea un milionar cinstit în România, un Victoraș Micula, care am înțeles că acum e pe Elveția, pe undeva, își face poze cu șampania mână, în ciuda dușmanilor care vor să-l scoată din schemă, deși el a făcut pe polițistul. S-a mascat în polițist. Și că vine iar acum de Halloween să maschează în polițist și așa rămâne. Da. Deci Cruduța, în loc să-ți găsești un milionar român la mărunțișul ăla din America, te uiți tu la 50 Cent. Tu i-ai propus să te ajute să-ți vinzi mașina și el a zis că te duc la candy shop. Că nu am mărunțiș are. Da. Mâine mai avem aici pe planetația frumoasă a YouTube-ului. Mulțumesc de urmărire. Am văzut că v-ați abonat. Ne apropiem de 4300 de suflete, vă dați seama, e târziu acum să-mi fac și o listă, să mă înscriu la parlamentare. Cine știe, poate primeam și eu un post pe viață, ca și frăginilor de acasă, altă întrebare. Dar pe viață, când ne ține netul, pe aici povestim. Consiliul Legislativ al YouTube-ului, prezidat de voi și vorbit de mine. Aștept răspunsurile voastre pe diversele întrebări ridicate aici, dar și păreriile voastre le aștept. Unde? În comentarii. Mulțumesc frumos de urmărire. Se vede că v-ați abonat. Vă sună clopotele. Ce zice lumea când vă sună clopoțelul la telefon, că am postat eu la 10-10 și ceva? Credinciosule, astea sunt clopotele de la Nicula sau clopotele de la Big Sad? Sau de la Nicula sau de la Nicu de la canalul de YouTube? Vă mulțumesc încă o dată. Îmi cer scuze că v-am reținut așa de mult pe frigul ăsta.
mergeți cu Domnul și cu masca pe figură. Să fim optimiști.